Bună dimineața, vă dau și astăzi, în ultima zi a săptămânii, dar într-o zi de mare însemnătate pentru noi românii, Ziua Culturii Naționale. Prin asta marcăm cei 171 de ani trecuți de la nașterea poetului Mihai Eminescu. Bună dimineața, mă aflu în fața voastră a oamenilor de cultură care pășiți zilnic de luni până vineri de la 10 pe acest canal. Închin în cinstea voastră o cafea. Dintr-o ceașcă cu simbol de treci codri de aramă, de departe vezi albin și auzi mândra glăsuire a pădurii de argint. Cafeaua nu-i de argint, dar-i bună. O cafea bună primită de la prietenul nostru, Paul, din Mărăști. Deci tot diaspora mă salvează. Cafea, bineînțeles, dată pe buymeacoffee.com/nicubendea. O cafea a dat, n-a dat sute de mii de euro omul. Cum a pățit săracul Liviu Dragnea, că iar are dosar. Nu i s-o încheia bine un dosar cu șină și i s-o deschis iar un dosar. Pentru o cină. Pentru, vă dați seama? Pentru o cină. A mers la Trump, la cină, atunci când s-a ales Trump, știți voi bine. A mers și a dat mâna peste masă acolo, a intrat cu cotul în icre, în somon și i-a zâmbit lui Trump. Și Trump i-a zâmbit înapoi domnului Dragnea. 400 de mii de dolari. O cină. E mult? Nu. Și pentru asta să aibă dosar? Ai de capul nostru. E drept că prețul e cam mare, dar toate s-au scumpit acum. Inflația a crescut cu 2,06% numai în ultimul an. Fasolea s-a scumpit cu 18%. Fasolea, cea mai mare scumpire la fasole. Bate ăștia noi cu scumpirile ca la fasole. S-a umflat fasolica în parlamentari, s-a umflat fasolica în politicieni. Făina s-a scumpit cu 7%, pâinea cu 5%. Dacă cafeaua e bună, aici, la locul ei, nu s-a scumpit, nu s-a ieftinit, cobem. N-avem timp să ne dăm seama de costurile ei, că fără ea nu funcționăm. Mai poți fără un croissant, mai poți fără o fasole fricată, dar fără cafea. Nu poți în ruptul capului. Nenelu Iliescu o duce bine, mersi. Are o pensie estimată în jur de 2000 de euro. 2000 de euro are Nenelu. A cerut să-i dea pensia în ruble, dar au zis ăștia, tași din gură, bucură-te că ai atâta. Sărac și cinstit, așa s-a autodefinit Nenelu. De la Revoluție încoace. Și mai are și o mică colecție de tablouri, ai unui tablouri realizate de pictori români. Vă 14 tablouri are Neanelu. Asta dreptei. Că el de când e la pensie, îi cu ochii pe tablouri. Dar când era la putere, când era președinte, ne-a lăsat pe toți cu ochii în soare. Oare ce tablouri are Neanelu? Car cu boi? Țărâncuță în iarbă? Sau natură moartă cu miner bătând intelectual în piața universității. Degustător de cultură, Nenelu Iliescu. De-a dreptul dezgustător de cultură. Cultura cafelei și cultura cafenelei. Că uită vestea cea mare. Vestea cea mare a venit ieri de la președintele Iohannis. L-am zgândărit noi zilele trecute și acum nu se mai oprește. Vestea bună, vestea mare, vestea pozitivă. Din 8 februarie încep școlile. În mod normal. No, Doamne ajută, uite o știre bună. Mai sunt 2 săptămâni de școală, vacanță și după aia semestru 2 începe în mod normal, ca asta dorim. Să vină copiii la școală, să se întâlnească cu colegii, să se bată în pauze, să pună piedică profesoarei de biologie, să da baiul carei, că să deschid școlile, dar nu să deschid cafenelele. Nu să deschid cafenelele. No, unde pune țara la cale? Unde își fac pozele de Instagram? A? Unde evadează ei? Doar nu s-or duce, Doamne ferește, în bibliotecă. Să fugă de la matematică în bibliotecă, să citească acolo niște poezii de Eminescu. Hă? Ce-ți doresc eu ție, dulce România? Hă? Ar fi o chestie. Ar fi o chestie bună, ar fi o chestie pozitivă. Mai este un pic de impediment, căci că profesorii nu doresc să se vaccineze. Adică numai vreo 40% dintre profesori doresc să se vaccineze. Păi mi se pare normal că profii sunt imuni. Profesorii sunt imuni. Profesorii sunt imuni la absențe, imuni la nesimțire. Au devenit imuni. Că așa e societatea, de așa natură. Au devenit imuni la bădărănii, au devenit imuni la indiferența elevilor. Profesorii sunt imuni, dar lasă că întâiul profesor al țării, domnul Iohannis, astăzi o să dea un exemplu pentru întreaga națiune. Va deveni un fel de Elvis Presley pentru poporul român, căci se vaccinează, azi se vaccinează. Poate îi pun un chip, poate îi schimbă ceva în funcție să vorbească un pic mai repede, să fie un pic mai precis, un pic mai concis, că mai are 4 ani de mandat și din primii 6 n-am înțeles nimic. Poate. O cafea bună de la Paul din Mărești. Hai diaspora. buymeacoffee.com/nicubendea. Da. Ziua Culturii Naționale. 171 de ani de la nașterea lui Eminescu. Ziua Culturii Naționale. Ce cultură națională să avem când teatrele sunt închise? Nu spectacole, nu concerte, nu-i nimic. Ce cultură să avem? Cultura
cultură de fasole. Și la Paris am înțeles că ies vreo 40 de tineri români păstrăți și recită din glosă, recită din poeziile lui Eminescu. Astea sunt manifestările culturale. Eminescu, oricum a scris frumos Eminescu. Eminescu nu degeaba l-a numit cineva din critică omul de plin al culturii românești. De nu noi ca cumva. Am citit zilele astea amintirile lui Slavici, amintirile scrise pe la 1924, când își depăna și el poveștile și întâmplările de viață trăite, și am găsit, citesc acum, că nu rețin, că nu mă duce discheta, câteva cuvinte despre Eminescu, că multe s-au spus, în auz ne sună multe, vorba lui Mihai din Ipotești, dar citesc un pic despre omul Eminescu. Poezii mai știm, citate mai știm, dar despre omul Eminescu Slaviș, care a fost prieten apropiat începând de la Viena și până la serbările Putnei, până când erau colegi de ziar și așa mai departe. Și prieteni, în fond și la urma urmei. Eminescu era de o vigoare trupească extraordinară și ar fi putut să ajungă cu puteri întregi la adânci bătrânețe dacă ar fi avut oarecare purtare de grijă pentru sine însuși și și-ar fi putut stăpâni pornirile în exces. Nu ne regăsim și noi aici, nu avem și noi porniri în exces, chiar dacă nu scriem poezii grozave. Așa suntem români, cu poftă de viață, robuști, dar un pic autodestructivi. Și zice așa tot Slaviș despre Eminescu. El era însă lipsit cu desăvârșire de ceea ce în viața de toate zilele se numește egoism. Nu trăia prin sine și pentru sine, ci prin lumea în care își petrecea viața și pentru ea. Trebuințele, suferințele și durerile, întocmai ca și mulțumirile lui individuale, erau pentru dânsul lucruri nebăgate în seamă. Ceea ce l-atingea pe el erau trebuințele, suferințele, durerile și totdeauna rarele bucurii ale altora. De aceea, zicea el, Mihai Eminescu, că sunt multe dureri și puține plăceri, nu pentru el, ci pentru lumea oglindită în sufletul lui. Și ca să închei cu citatul din Slavici, nu l-au înțeles și nu sunt în stare să-i pătrundă firea cei ce iau scrierile lui drept manifestare a ființei lui individuale. Am încheiat citatul. Da? Iar noi epigonii, simțiri mici, mici de zile, mari de patimi, inimi bătrâne, ne uităm în jurul nostru, parcă în zilele astea Eminescu e mai valabil și mai actual decât Caragiale. În profunzimea scrierilor, sare și nu numai. Iar noi epigonii, 30 de românași până acordul Brexit au fost aduși înapoi în țară cu avionul. I-au scos din Regatul Unit, i-au scos direct din pușcărie. Au venit în țară, i-au întrebat aia în aeroport, reporterii, și ce faceți, cu ce gânduri? Păi zice, ne apucăm de furat. Ne apucăm de furat, că ce doră, domn trăi cu 5-6 milioane. Ne apucăm de furat, acum am mai învățat ceva și pe dincolo și pe... Deci, dumneata, pentru ce ai fost, arestat? Păi niște furturi, niște găinării, niște... Ne vin școliți. Oxfordul găinarilor se întoarce acasă după Brexit. Dar întrebarea mea, mai au ăștia ce fura? Mai au ăștia ce fura? Că aici avem altă gașcă care fură, îi știți voi bine. Și ăștia imun la bunul simț. Mai sunt și oameni care lucrează. De exemplu, Bianca Drăgușanu, care actualmente e în Maldive, a ținut să precizeze că nu Bădălău, care face parte dintr-un clan frumos cu afaceri prospere, dedicat neamului român și simțirii românești, nu-i așa, a ținut să precizeze că Bentley-ul pe care îl conduce când e în România, o bijuterie de vreo 250.000 de euro, nu l-a primit de la vreun iubit. Că asta n-are răbdare. Cum ieși dintr-o relație, cum intră în alta, cum iese, cum intră. N-are timp să-și plângă în pumn. Eventual în pumnii lui Bozi, dar în pumnii ei nu-și plânge. Și-i hărnicuță. Au zis că, zice, ca toată lumea, de Crăciun mi-am făcut și eu cadou un Bentley. Păi normal, dar pe ce să-ți faci? Nu? Așa ne autocadorisim noi, cu cât e un Bentley, cu cât e un avion privat, cu cât e o vilă. Așa, după, suntem noi prea sărași ca să ne luăm lucruri ieftine. Dar de ce nu și-o luat și ea un Duster, mă, dacă ar fi fost o fată cu simț patriotic? Un Duster. Sau să mai aștepte un pic, acum lansează un nou SUV, cei de la Dacia, îi zice Bigster. Următoarea creație auto va fi Hipster. Să te plimbi cu el prin parcuri, să fii mai șmecher, să fii mai... Dar nu vă mai rețin, weekend plăcut, tot ce vă doriți. Și închei, evident, cu... patru versuri din Eminescu, mai precis din glosă, de te ating să feri înlături.
de hulesc să taci din gură. Ce mai vrei cu atale sfaturi, dacă știi a lor măsură? Prea multe sfaturi v-am dat și măsura lor se va vedea în comentariile voastre. Mulțumesc de urmărire, un weekend plăcut și o zi cu de toate. Bune să fie numai dat de toate.